Let's get this done! Salutări din București și bine... Oh, din Westeros astăzi, de fapt. Stai așa că e astăzi. Salutări din Westeros și bine ați venit pe încă ceva. Numele meu este Marius, pentru cei care nu știu acest canal, pe încă ceva găsiți câte pe tema Game of Thrones, cinci la filme, seriale, discuții de entertainment, podcast-uri de entertainment și foarte, foarte multe altele. Printre altele și niște giveaway-uri. Avem 3 ceasuri Watchmen, courtesy of HBO. Am și eu unul, sunt Swatch. Very tasty, very, very tasty. Scrie TikTok pe ele, așa că pentru cine vrea, o să vă spun la sfârșitul clipului cum să participați la acest giveaway. Până a câștiga unul, să avem 3 giveaway-uri pe parcursul săptămânii. Mâine, duminică, vine recenzia la Watchmen, unde să dăm la fel unul. Pe poate să mai fie un clip despre Watchmen și o să mai dăm unul. Dar acum vorbim despre Game of Thrones și anume despre cele 3 știri din Game of Thrones, care au fost în ultima săptămână. Pentru cei care nu știu, facem și un quick recap și vă spun după aceea și părerea mea despre ele. Așa că să avem timpul, hai să începem un Nerd Crow? Un Crow News? Un Crow News. Here we go. Ciclul de știri a început în felul următor. La Austin, la Austin Film Festival, Darren Day dau niște interviuri. În timp ce ei vorbeau, cineva pe Twitter scria ce răspund ei, ce părere au despre anumite chestii. Și astfel am aflat o grămadă de lucruri despre toată producția Game of Thrones. Cum ar fi, de exemplu, că cei doi au spus că chiar ei nu știu de ce George R. R. Martin a avut încredere în ei să le ofere povestea, să le ofere povestea lui, pentru că ei nu aveau nicio experiență. Doi, am aflat că ei au scris cea mai mare parte a episoadelor și au nicio experiență în domeniul ăsta. Dar HBO a venit și le-a spus: "Băi, mai angajați pe cineva că nu sunteți în stare să faceți doar voi doi." 3. Am aflat că oamenii nu erau interesați absolut deloc de niciun fel de feedback și au făcut să facă exact ce au vrut ei. 4. Am aflat că de fapt și drept motivul principal pentru care The White Walkers și toată chestia asta, toată partea fantasy nu a fost foarte dezvoltată, a fost pentru că nu și-au dorit să facă asta și HBO chiar le-a spus, cel puțin în faza inițială, că nu își doresc un serial super fantasy. După care, ultima parte este faptul că, într-un final, Cogman și ei a fost responsabil pentru tot sezonul 8, dar ei în principal. Obiectivul, sau la finalul discuției, toată lumea a rămas cu senzația că Dan and Dave s-au cam jucat de producătorii de serial. Nimeni nu spune că ei n-ar fi făcut o treabă bună până la un moment dat, dar practic au spus realmente cum au stat lucrurile, știi? Și faptul că ei, de fapt, experiența lor nu era foarte mare și că Game of Thrones a devenit un fenomen nu datorită lor, ci în pofida lor, ci din contra, chiar în ciuda lor, a devenit mai mare decât se poate. Asta spune din nou cât de bune au fost cărțile, cât de bune sunt cărțile lui Martin. Deși din nou rămâi cu perplex când spui, păi bun, dacă nici ei n-au înțeles de ce Martin l-a dat opera lui, atunci nobody can get it. Bun, trece ziua respectivă, lumea rămâne în șoc, șoc și groază, ca să zic așa, și apoi urmează a doua veste. Luni dimineața, marți dimineața, Lucasfilm și Disney dau o declarație conform căreia Dan and Dave nu vor mai face următorul Star Wars. Coincidența face că se întâmplă exact după ce se întâmplă Austin Film Festival. Și cele două părți spun amiabil că așa, că nu pot să colaboreze pentru că Dan and Dave au semnat un contract de 9 cifre. Da, de cel puțin 100 de milioane, asta e ideea. Da, 9 cifre. De cel puțin 100 de milioane de dolari cu Netflix-ul. Deci cel puțin atât. Probabil că e mai mult de atât. Dar Disney-ul practic a spus că, dat fiind că cei doi nu ar avea timp să se ocupe de Star Wars, e mai bine să se despartă. Dan and Dave au și cu o declarație asemănătoare, dar ideea de bază este că cei doi oarecum au fost evacuați din Star Wars, mai degrabă decât că au plecat ei de bunăvoie din Star Wars. Sau cel puțin așa umblă vorba pe coridoare. Asta a fost a doua știre, pe foarte multe fanii Star Wars, evident, au fost toți entuziasmați la maxim când au auzit că, bă, în sfârșit, super tare. În același timp a fost puțin dezamăgit pentru că primul film nou din saga Star Wars, cel din 2022, era filmul legat de Dan and Dave. Aceștia fiind plecați, rămânem cu Dwayne Johnson și Kevin Feige în momentul de față, dar fiindcă Kevin Feige a fost numit Head of Creative Endeavors la Disney. Practic, orice chestie nouă se întâmplă la Disney, orice chestie creativă, orice chestie de poveste, trece prin Kevin Feige. Iar asta nu poate să fie un lucru din punctul meu de vedere pentru Disney și pentru Star Wars. Dar, de asemenea, nu cred că este un lucru bun pentru viitor. Este un lucru bun că nu se ocupă Dan and Dave, dar e un lucru prost pentru că nu va apărea la fel de repede. Anyway, următoarea veste din ciclul Game of Thrones și Dan and Dave, pentru că a fost o săptămână nebună, 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 este vine HBO-ul acum 3 zile și spune: ok, știți serialul ăla despre care am vorbit? Blood Moon, numit The Long Night, numit cum vreți voi, ăla în care era situat acum 5.000 de ani, in The Long Night, și în care trebuiau să fie despre House Stark and all that shit? Ei bine, nu se mai face. Au văzut pilotul, s-au uitat la el și nu e ce trebuie, practic.
asta ne spune. Bine, de fapt sunt două chestii aici. Unul la mână, și eu cred că nu e ce trebuie, că am văzut production photo-urile alea cu bărcuțele alea, casa Stark frumușele și cu niște chestii destul de Hercule și Xena, ca să zic așa, care nu se potriveau cu Game of Thrones, unul la mână. Doi la mână, scriitoarea Jane, punctul meu de vedere, nu este the best for this scenario, deși iar Martin a pompat în sus că da, e bine, e tot ce trebuie. Punctul meu de vedere, operele precedente ne arată că nu e cea mai bună alegere. Și asemenea, cred că mai este o chestie aici, la mijloc, care cred că au gândit-o până la urmă și producătorii la HBO. Iar, în primul rând, asta trebuia să dezvăluie the whole story about the Long Night, iar ăla este, din punctul meu de vedere, un subiect care trebuie făcut foarte, foarte bine. Sunt 100% sigur că vom avea un serial ce va arăta la un moment dat povestea asta a primilor White Walker, dar trebuie făcut foarte bine și cred că s-au hotărât să nu mai facă și în momentul în care au hotărât să facă acest nou serial cu Sipochnik, cu regizorul luptelor bătăriilor, care se va numi House of the Dragon, care nu a trecut prin pilot, ci a trecut direct în production. Este practic trecut la ordin de producție. Ce înseamnă asta acum pentru noi? Înseamnă că cel mai probabil vom avea un nou serial Game of Thrones peste 2 ani. Nu cred că vom avea anul viitor în aprilie. E aproape imposibil de realiza chestia asta. Pentru că acum începe castingul. Atenție, au scenariu, se va baza pe Fire and Blood, dar cred că de fapt se va baza mainly pe Aegon's Conquest. Pentru că să le iei pe Sipochnik, care este practic the guy pe scenă de luptă și pe acțiune, să-l duci în oricare altul dintre respectivele episoade din Fire and Blood, makes no sense. Pentru că cele mai multe bătălii și cea mai lungă și cea mai interesantă de asemenea parte este cea a lui Aegon. Așa că 99.9% I'm calling it, e vorba de Aegon Targaryen și cele două soții ale sale. Acum, cred că o să fie puțin ciudățel pentru oameni să accepte acel Targaryen incest, full incest, frate-soră, la momentul ăla, dar cred de asemenea că o vor face într-un fel sau altul să funcționeze. De asemenea, există o posibilitate ca acest serial să fie de fapt despre Aenar Targaryen, adică despre străbunul, cel care a plecat din Valyria, și să fie astfel un fel de The Fall of Valyria, The Start of House Targaryen. Una dintre ele, asta e chestia. Nu cred că o să fie cu The Old King, cu Jaehaerys, n-ar avea sens. Și nu cred că o să fie nici Dance of the Dragons, pentru că ar fi 3 episoade și gata, ar fi 3 sezoane și la revedere. Cel mai bun și cel mai bun ar fi Aegon's Conquest, pentru că, deci ar fi foarte interesant, pentru că George R. Martin a spus acum câteva luni într-un interviu că, de fapt, motivul pentru care Aegon a cucerit cele 7 regate este pentru că a văzut ceva dincolo de zid. You get the point. Și astfel, de fapt și de drept, ce se întâmplă aici e, de fapt, că în felul ăsta s-ar lega oarecum de povestea White Walker. Și de aia spun că White Walkerii sunt foarte importanti și nu pot fi tratați superficial într-o serie, într-un serial care să nu facă focusul pe ei oare. Doar mă întreb acum, Dansa Dragonilor când? În curând. Când vine și falsa istoria Westerosului? În curând și aia. Pentru cine vrea să le audă pe scurt și foarte rapid, pe scurt, destul de 10 minute talk about it, la următoarea întâlnire, duminica viitoare, ne întâlnim cu fanii de pe, cu membrii comunității încă ceva și cu oamenii de pe Patreon, de BS Squad, ne întâlnim undeva, o să aveți detaliile acolo. Săptămâna aceasta, din păcate, sau din fericire, de fapt, avem un botez și nu o să fiu în București, nu putem să ne vedem săptămâna aceasta. Săptămâna viitoare, cu mare, mare drag, ne vedem cu toții. Bun, asta este cea mai recentă și apoi, după ce au anunțat că Blood Moon e pe moarte, au anunțat acest nou serial cu House Targaryen. Ideea este că ăsta intră în producție acum, intră în casting acum, de fapt, va fi probabil fully cast și pregătit și scenariu și tot ce trebuie. Imaginez undeva prin februarie-martie, după care începe filmarea principală, după care mă aștept ca în aprilie anul viitor să avem primul sezon. Așa că anul viitor, there will be no Game of Thrones și sper că la un moment dat să, pe un special DVD set box something something something, să vedem și noi primul episod făcut de Dan and Dave, cel care era rateu complet total eșuare pe balenă pe uscat, și apoi să vedem și acest Blood Moon episod prim inițial, deși evident că nu o să fie mari spoiler în el pentru că e primul episod dintr-o serie. Dar îmi pare bine pe de parte că nu se face Blood Moon prost, îmi pare rău pe de parte că nu o să avem Game of Thrones anul viitor, să avem ceva nou. Dar George R. R. Martin a spus o chestie care mi s-a părut destul de interesantă pe blogul lui, care a dat de înțeles cât de cât că, cel puțin Winds of Winter apare
cred că în proporție de 99,9% anul viitor. Așa că, bine, fingers crossed, să sperăm că va fi bine. Bun, vă mulțumesc că a fost alături de mine, vă mulțumesc pentru suportul vostru acordat, vă mulțumesc băieților pe Patreon, absolut incredibil, The Beer Squad, always amazing, și evident, membrilor pe comunitatea încă ceva. Nu uitați, luni avem podcastul live, marți aveți podcastul pentru membrii exclusiv doar cu mine, duminica viitoare ne vedem și cu membrii, cu toții ne vedem la bere și cam atât în privința știrilor. Păi bine, adică duminică, seara, aveți și recenzia la Watchmen, primele două episoade. O să avem 5 episoade Watchmen legate de fiecare două episoade ca să vorbim despre ce cred că se întâmplă de fapt în serial. Vă mulțumesc și pe data viitoare, nu rămâne decât să vă urez vizionare plăcută, numai bine, baftă!